Merge. Marius, bun revenit la treabă. Al câtelea sezon, mai știi? Al 20-lea. Wow. Sezon de seniorată, da. Te ții bine, să zic așa. Mă, eu așa sper, că mă țin bine. Publicul așa spune. Da, mă bucur că publicul încă e de partea mea, că nu îmi spune că deja mi-a trecut vremea. Cum e? Bine, foarte bine. Sperăm ca anul acesta să fie mai bine decât anii trecuți. Cu gândul acesta plecăm, să fim mai sus și să nu mai avem emoțiile, să nu mai trecem prin emoțiile barajului. Ce trebuie să faceți pentru asta? Consider că să jucăm poate un pic mai bine ultimele 2-3 minute, deoarece la analizele ce le-am făcut la sfârșitul anului am văzut că cu multe echipe am fost aproape de un rezultat pozitiv și doar victoria sau înfrângerea a depins numai de 2-3 mingi. Probabil cu mai multă maturitate din partea echipei putem face punctele acelea și să nu mai avem emoții la baraj. Hai să nu zicem ultimele 2-3 minute. După clasamentul în minutul 50, minutele 50 ale meciurilor, cred că am fi fost pe 7-8. Da, cu siguranță. De aceea zic că cu un pic mai multă luciditate, cred că aveam locul 8 asigurat. Ai fost în vestiar deja? Două figuri noi cu Milotul? Cred că pe Tony îl cunosc și știu că e un jucător foarte bun. Din câte am auzit, și portarul acesta este un jucător foarte bun, un jucător cu experiență, rodat prin campionate puternice și cred că ne va ajuta. Iar la final o întrebare off-topic, să spun așa. Ai fost mulți ani component al echipei naționale, în sfârșit România la Euro. Mă bucur enorm. Chiar m-am întâlnit cu mulți din generația 94-95, acum în vacanță și i-am felicitat. Chiar mă bucur pentru ei, deoarece merită și România merită să intre în circuitul echipelor bune, cu o pregătire bună și câteva meciuri bune la Euro. Poți după aceea să intri direct în play-off pentru campionatele mondiale cu echipă de nivelul tău sau un pic mai jos ca tine. Și atunci acesta e cel mai mare avantaj pentru calificarea la Euro, este faptul că intri cumva cu prima șansă pentru play-off-ul pentru mondiale. Marius, mulțumesc. Mulțumesc.